și Andrei se pare că au găsit ocazia de a discuta față în față despre neînțelegerile dintre ei. Ai fost și tu pus în multe situații. Nu? Toate certurile noastre au fost alimentate din niște nimicuri. Și din nimicuri, și din, nu știu, orgole, din prostii, da, din copilărie. Uite și chestia asta cu orgolul. Da, că unul e așa, că unul e așa. Băi, eu cred că amândoi avem calitățile noastre și... Dar fiecare este special în sine. Amândoi avem de învățat unul de la altul. Băi, nu știu. Da, mă, dar să ne respectăm, să fim corect, mă, foarte frate, sincer, foarte sincer vă spun. Și chestia în care ne certam, apropiata cu Sabrina, modurut. Și modurut, foarte tare, știi? Da, dar greșeai, că tu mă amenințai pe ei și eu n-aveam nicio vină. Ai făcut asta. Am făcut asta și tu greșeai în momentul în care mergeai în baie și până aia l-am terminat. Asumă-ți, da, că și eu am greșit. Da, eu mi-asum. Ca să ne înțelegem și tu și nu înțelegi, băi, omul ăsta mă amenințe, deci și noi am stabilit că ne salutăm, vorbim. Dai seama că după aia tot tu n-ai mai vrut să vorbești cu mine. Îți dai seama că din frustrare. Din invidie, cumva, din durerea asta pe care o aveam, pentru că, într-adevăr, eram... simțeam o durere, știi? Mă durea să o văd alături de tine în momentele alea. Și atunci când tu erai, eu n-am făcut faze, gen, s-o sărut, chestii, că puteam, știu, poate, forța, n-am făcut, știu, știu, m-am distrat, știu. M-am simțit bine cu ea, a fost totul natural, nici măcar nu mi-am propus. Eu și de acord cu, și cu ea îi dau dreptate că în unele chestii am pus-o și eu într-o lumină proastă și eu, da, da, știu. De mai multe ori. N-am spus, dar știu că am greșit în multe chestii, probabil știu că și eu am fost un prost, că am fost, am avut greșeli o grămadă, greșeli în care mă agitam, în care, dar din dorința de a face totul să fie bine. Hai să spun o chestie, tu nu ai învățat să pierzi, nu te supăra. Trebuie să accepti. Da, știu. Bă, probabil chiar nu doream să pierd relația aia, știi? Chiar nu mi-o, nu probabil, mai eu că nu doream, pentru că am investit foarte mult. Dar te gândi că dacă erai mai cerebral, erai mai atent, poate acum era altă situație. Acum nu mai dezgrupăm morții, Doamne ferește. Băi, să știi că m-am gândit și probabil da. Probabil dacă nu eram atât de agitat, atât de mult implicat. Știu. Da. Ai și sufocat. Pentru mine nu mi s-a părut chestia că am sufocat. Dar cum, trecut. Da, mă, dau un salut, ascultă-mă puțin. Ia în momentul nu pare, eu, noi nu suntem într-o relație. Nici măcar nu știu dacă se tot cunoaște. Nu cred, nici nu cred asta. Pur și simplu ne simțim bine. Doamne ajută să fii fericit. Dar un salut, un respect, hai, oricum o să fie. Și respectul pentru ea e acolo tot timpul. Pentru că când a iubit-o, nu? Da, ai spus. Da, și am iubit-o mult. Măi, capăt de lume. Eu de la început am considerat și consider că n-am avut absolut nimic de împărțit. Hai, văzut, eu nu mi-am dat cu părerea ce s-a întâmplat între tine și da. Tu. Nici mă, că nu-i treaba asta mea. Chiar mă bucura foarte da, mult. Da, nicio treabă. Dar nu, dacă nu sunt afectat în mod direct, eu n-am treabă cu nimeni sau în mod direct. Nici eu, asta zic, ai văzut. Bine că o trecut, bine că ne înțelegem. Nu, am învățat cu toții și eu am greșit și tu ai greșit. Trebuie să învățăm. Astăzi, iar cum am reacționat, am zis, bă, dă-mă, mama mea, mă, că nu văd nimic din toate lucrurile astea. De ce mă agit? Pentru ce mă agit? Așa se întâmplă. Din când nu te aștepți, atunci sare iepurile, cum spunea fratele meu. Atunci sare iepurile. Cum o veni la mine, nu știu cine o veni dintre fete și o zis, dar lucrurile pe care le-ai împreună cu Sabrina, de ce nu le-ai aruncat, că Alexandru l-a aruncat? Noi, n-am să le arunc niciodată, frate. Ta, bravo, asta, da. Le duc acasă, le pun într-un loc și acolo rămân amintire. La 80 de ani, dacă trebuie, le iau și zâmbesc la lucrurile care au fost în viața mea. Deci să fii foarte important și să ai siguranță în tine ca bărbat. Păi dacă nu ai siguranță ca bărbat, Andrei, ești pierdut. Femeia e cum ați la început. E o comoară. Da. E o comoară, clar. Dar depinde și de ea dacă se lasă, nu știu, șlefuită. Că dacă tu ești o comoară, mai fel la frumusețea fizică, ți-am spus. Aia trece. Pentru mine nu mai e importantă, vorbesc clar. Frumusețea interior, bunătate. Fii maleabil, fii maleabil cu tine, încearcă și așa. Sacrificii pentru tine, ai vrut să evoluezi. Capricile iubirii. Ce discuție frumoasă și bărbătească. Așa, așezați amândoi la... Sabrina s-a întors, așa e întoarsă de voi cumva. Ca și poziție. Chiar o discuție. Da? Nu a fost planificată deloc. Eu eram afară, a venit și el și ne-am luat cu vorba. Ne-am întins cu vorba și... Era necesară, după cum am spus, pentru că s-au întâmplat lucruri care nu trebuiau să se întâmple și... Și erau să se întâmple și alte lucruri, adică mult mai complicate. Despre asta este vorba și mă bucur că am discutat, mă bucur că... Adică ce știi și tu? Nu știu, dar răul... O să zic, Perlești, ce am discutat noi când nu era Sabrina aici, acolo, nicio lună? Nu știu, mai știu nici eu. Dar sper să nu mai bine. A, nu. Cred că știu la ce vă referiți. Mai bine, nu e ok. Ce ai vorbit tu cu Alina și cu... Ați vorbit a, nu, tot? Nu. Nu-i cazul, nu-i cazul, nu. Nu-i cazul. Nu-i cazul? Să ne oprim aici, eu zic că e ok.
Dar din ce ții minte, voi ați mai avut așa o discuție, după care ați reluat discuțiile mai puțin plăcute. Acum să ne așteptăm din nou la... Păi nu ar trebui să vă așteptați, o să vă răspund. Eu știți de ce? Pentru că motivul a fost clar. Din păcate a intrat Sabina, dar nu cu intenție. El mereu a avut, nu știu, o teamă, o... ce a avut el, nu știu, niciodată nu a permis ca eu să mă apropii de ea. Și mai cu seamă de când s-a despărțit, s-a întâmplat să și mă apropii de ea, neplanificat, mă repet, și de asta... A, deci și tu cumva te-ai împiedicat de Perneș? Nu știu dacă și când spun și tu, mă refer la faptul că, uite, sunt discuții vis-a-vis de Iana. Adică la fel îți reproșează băieții că nu se pot apropia de Iana pentru că se împiedică de tine. Să ne înțelegem, nu am niciun obstacol. Nu vorbesc de tine, mai aici. Am înțeles ideea. Perneș nu este un obstacol pentru mine, să ne înțelegem, în orice. Nu, mă refer la faptul că nu ai apucat să o cunoști pe Sabrina pentru că era ocupată cu Perneș și nu puteai să-l dai pe Perneș la o parte ca să o cunoști. Dar cred că am cunoscut-o și din intermediul lui, din exterior. Eu foarte atent, foarte mult învăț. Dacă ești atent... Am văzut multe lucruri, da. Deci chiar dacă nu am interacționat că i-am în mod direct, înțelegeți? Și mă bucur că s-a liniștit, s-au potolit apele. Perneș e la un nou drum, are un nou drum. Bine, are vreo 4-5 rivali după el. Baftă, sper ca discuția aia să mai dureze un pic până când o avem din nou. Nu o să mai avem niciodată. Ei, n-ai înțeles. Mă facem pariu? Am înțeles, nu vreau să mai fac niciun pariu. Oricum le câștigi și nu văd că nu se întâmplă nimic. Oricum le câștigi. Așa că nu le-ai câștigat, stai un pic. Că nu discutăm lucrurile cu jumătăți de măsură. Când te-o întreba Simona dacă ai o relație cu Iana și tu spui da și ea spune da, atunci vii și facem ce vrei tu. Nu o să era pariu, dar e ok așa cum e. Bine, rău de tot. Eu sunt foarte liniștit, sunt bine, sunt păcat cu mine, n-am nicio problemă. Bravo, foarte bine. Sabrina, ce părere ai de discuția băieților? Acum că am văzut și ce au vorbit, o părere bună. Ei locuiesc împreună, ei trebuie să înțeleagă. Bun. Pe mine mă amuză, știi, de parcă fetele ar fi niște mere agățate într-un copac și nu, ele n-au de ales, le culege cine vrea. Așa se bat băieții între ei, de parcă ele ar sta și n-ar avea niciun fel de... Până la urmă, fetele decid. E adevărat. Cine aleg. Ei pot să stea în cap să se înșurubeze. Că până la urmă, tot fetele decid. Și referitor și la discuțiile care sunt acum în casă, că se împiedică de Perneș. Eu nu cred că se împiedică nimeni de nimeni. Fiecare joacă cartea, așa cum consideră că trebuie să-și o joace. Păi nu a spus nimeni că se împiedică de nimeni. Nu era vorba. Nu era. Ideea este să știți că nu femeia are întotdeauna ultimul cuvânt. Din punctul meu de vedere. Da? Când se bat 5... Bă, conform datelor științifice, acum așa se zice. Așa se zice, da. Acum, na. E vorba de opțiuni. Păi e vorba de opțiuni. Există atunci? E vorba de opțiuni. Nu, nu există egalitate. Dar n-am. O femeie nu poate să fie egală cu un bărbat. Măi, terminați-vă cu prostia asta cu egalitatea între. Așa e. Andrei, când e vorba de doi. Măi, la unu, când e vorba de... La 1, alege între aia 2. Indiferent că e fată, că e băiat. Acum ai înțeles... Diferența dintre femeie și bărbat există într-o relație. Clar, eu ca femeie nu pot să fac ce face un bărbat. Tu ca bărbat nu poți să faci multe lucruri pe care le poate face o femeie. Vorbim aici, tu vorbești la francez, totul e egal. Da, frate, și la noi aș vrea să fie totul egal. În sens civic. Pe la asta civic. Și dintre o femeie și un bărbat. A, acolo da. Nu, bărbatul este mai presus și nici femeia. Știți care este, da, voi nu știți foarte multe despre faptul că a fost război, că este în continuare război și așa mai departe. Adică știți, dar nu știți foarte multe amănunte. Dar una dintre cele mai mișto glume care circulă în ultima vreme este că dacă lumea ar fi condusă de femei, nu ar mai fi atât de multe războaie, ci doar multe țări care n-ar vorbi între ele. Da, da, da. Bun asta. Cam așa e treaba.